14 victorii, 8 nocautari și 2 înfrângeri. De partea cealaltă, 30 de victorii și 5 înfrângeri pentru Gâtlan. Representing Moldova, Gennady Gâtlan! Ionuț Pop a câștigat în 16 martie anul acesta meci important în Belgia cu Yusuf El Hadji la Fight Night Tournament. Toate partidele, 3 reprize câte 3 minute. Prima întâlnire, Ionuț Popa, colțul roșii, Manuș Roșii și moldoveanul Gennady Gâtlan. Să surprindă Gâtlan pe debut de partidă cu genunchiul din săritură. Asta bine împachetat Popa, dar foarte agresiv moldoveanul încă de la începutul întâlnirii. Mijează distanța Ionuț Popa și închide unghiurile adversarului. Ușor obstrucționist moldoveanul. După ce a mișorat distanța, Popa a încercat un high kick. Antrenorul său îi spune să fie liniștit pentru că se va tăia până la urmă adversarul, pentru că a început prea repede bătălia. Middle kick împinge pe directe Gâtlan cu mânuși albastre moldoveanul. În dreapta Ivancine acum. Lovitura frontală, două croșe, a lovit și pe interior cu piciorul. Mai lasă-mi un pic să se taie, spune antrenorul lui Popa. Locul pe exterior ratat, a încercat și românul combinație. Mereu intră în clinci Gâtlan după ce lovește de 3-4 ori pe directe, dar toate loviturile sunt pe brațele lui Popa. Bine împachetat Popa. Multe clinciuri până acum, iată, în 90 de secunde. Pentru a doua oară a avertizat Gâtlan că ține. Asta este tactica sa, cu acele 3-4 directe. Încearcă să-i spargă garda lui Popa și apoi un high kick spre cap. Frumoasă eschiva lui Popa. N-a putut să lovească piciorul în cap. Din nou ține Gâtlan. Ușor dezordonată mișcare Gâtlan, din nou îl ține pe Popa. Bravo, bravo. Ești bombă. A stat puțin expectativă Ionuț Popa ca să vadă ce poate adversarul și acum încearcă el să impună ritmul, i-a ținut piciorul Gâtlan. Nu leagă lovitură, din păcate, Ionuț Popa. Mai sunt 20 de secunde, a încercat să lovească la corp și un middle kick. Croșet de dreapta, iarăși Loki pe exterior. Ionuț Popa face spectacol acum în finalul primei reprize. Poate să-l prindă pe Gâtlan, să vedem dacă mai găsește o serie în reportorul său. Croșet de dreapta, directă la corp, bine împachetat cu Gâtlan în finalul rundei. Încă o dată mușcă din mânușa lui Popa și final de repriză spectaculos între Ionuț Popa și Gennady Gâtlan. Publicul a savurat ultima parte a rundei oferită de Ionuț Popa, tânărul de 20 de ani pe care l-ați avut în imagine. Acesta este moldoveanul Gennady Gâtlan, care a început bine. În primul minut a vrut să surprindă, dar n-a putut să-i găsească niciun cusur în defensivă lui Ionuț Popa. Vedeți câteva dintre cele mai bune momente ale primei runde. Yeah.
Runda a doua între Popa, Mânuș Roșii și Gâtlan. Oh, ce croșeu de stânga, a căzut rău de tot Ionuț Popa. S-a dus nepregătit la atac și l-a surprins Ghenadie Gâtlan. Intervin și paramedicii acum pentru a-i da primele îngrijiri lui Ionuț Popa. Ce urât a căzut, din păcate, tânărul de 20 de ani de la Iogym. Și Ghenadie Gâtlan mândru de realizarea sa, da? Este aplaudat până la urmă de fanii din Fălticeni. Vom vedea și pe reluare cum a încasat-o Ionuț Popa. Ușor dezordonat, spuneam, în mișcări, dar până la urmă a găsit traseul, a se dea knockout. Oh, a fost un high kick exact în gâtul lui Ionuț Popa. Nici vorba de croșeu, a fost o lovitură cu piciorul. Cele mai periculoase lovituri, total nepregătit, din păcate, Ionuț. Un runo caut, din păcate, spectaculos, dar destul de dur. Acesta este riscul sportului de contact, cu aceste lovituri înalte la cap. Se felicită moldovenii între ei. Mai sunt vreo doi în gală. L-ați văzut la margine și pe Vinsky. Iată, high kick perfect în gâtul lui Ionuț. A prins cu siguranță ușor și mandibula aici, maxilarul pe partea stângă. Iată cum s-a ridicat. El tocmai încerca să dea un croșeu de stânga și a fost prins, descoperit. Momente mai delicate pentru Ionuț Popa până se ridică de pe ring, are nevoie de oxigen. După această partidă vom avea întâlnirea dintre Adrian Baciu și Silviu Ionescu. Cred că s-a ridicat, da, și Ionuț Popa, da, după câteva zeci de secunde în care a fost ușor inconștient. A avut nevoie, da, de oxigen. Sperăm că își va reveni tânărul Voimărean și vom mai vedea în galele de kickboxing. Decizia oficială, da, victorie prin knockout. Ghenadie Gâtlan cu acel high kick spectaculos la capul adversarului. Revenim câteva momente cu meciul 2 între Adrian Baciu și Silviu Ionescu.